Salutare, dependenți de spinning. Suntem la tradiționalul devenit deja târgul pescuit pur și simplu în prima zi și facem o primă vizită la standul Relax Spinning. Stăm de vorbă cu unul dintre veteranii spinningului din România, și anume Viorel. Viorele, care sunt noutățile acestui târg? Ce ne aduci nou pentru a ne potoli dependența de spinning? Așa cum firma noastră a obișnuit lumea pescuitului la fiecare astfel de manifestare, venim și cu noutăți. Venim cu noutăți absolute de la furnizorii noștri, în primul rând de la Relax, care este cel mai mare furnizor al nostru. Sunt produse cărora putem să le spunem așa că sunt fierbinți acum, de-abia ieșite de pe linia de fabricație. Sunt câteva modele din modelele vechi, dar pe dimensiuni cerute de lumea pescarilor de la noi din țară și implicit și din Europa, pentru că ei sunt niște furnizori mondiali. De asemenea, venim cu câteva noutăți de la firma Kenart, cu niște modele de woblere noi care nu au mai fost pe piață. De asemenea, o noutate pentru târg sunt cârligele de trolling pentru broască. Acestea? Da, da, le-am văzut, care... sunt foarte interesante. Mi-a plăcut fantastic de mult fenomen, să zic așa, produsul și modul în care se agață. Și să spun că sunt unul dintre utilizatorii lor destul de satisfăcut de modul în care funcționează. Foarte curând, atât tu cât și cei care utilizează la pescuit astfel de năluci de suprafață, mă refer la broaște sau eventual șoareci, veți avea o altă surpriză, tot din partea firmei Relax. Vor apărea niște cârlige de trolling, dar cu un sistem anti-agățare. Am înțeles. Deci vom putea să folosim broasca, spre exemplu, exact pentru ceea ce a fost ea făcută. Deci putem să o aruncăm liniștiți în cele mai mari agățături și stufuri, că nu se va agăța. Pe modelul acesta, dar acum riscăm să mai agățăm. Am înțeles. Văd de la Jackson, de la Spro, de la Heracles, de la Daiwa. De la Daiwa, o cantitate impresionantă de broaște. Este un pescuit fantastic, este un pescuit la vedere. Zine câteva cuvinte de fiecare dintre ele. Ca și dimensiuni, Jacksonul pleacă de la 4 cm și ajunge până la 7. Noi aici avem de 4, de 6 și de 7 cm. Acum fiecare pescar își alege mărimea pe care și-o dorește. Văd că majoritatea, după cum vedeți și dumneavoastră, cârligele pe care au fost broaștele de 6-7 cm sunt un pic mai goale, celelalte mai pline. Se pare că cele de 4 cm nu se prea folosesc la noi. Este și o nălucă care, din punctul meu de vedere, nu știu, parcă n-aș folosi-o nici la ștucă, nici la clan. Dumneavoastră, ce spuneți, domnul Dinu? Acum, părerea mea este că trebuie întotdeauna dimensiunea nălucii să o adaptez la marea majoritate a populației de broaște. Dacă văd într-o baltă broaște de mici dimensiune, de ceea ce înseamnă, nu știu, primăvara, când ele da, sau da, primăvara, aș folosi așa ceva. Însă, în momentul în care vorbim de delta și poate chiar Znagov, genul ăsta de broască se apropie mai mult de dimensiunea naturală a unei broaște mature, de da, genul acesta. Astfel încât cred că aceste dimensiuni trebuie să le reglez în funcție de populație. Să observ foarte bine ce broaște sunt, care e dimensiunea lor. Și bineînțeles, de aici e și varietatea asta, fiecare să poată să-și aleagă ceea ce își dorește și să pescuiască unde crede că va găsi peștii pe care îi caută. Bun, acum ne îndreptăm atenția puțin către niște noutăți absolute pentru piața noastră, și anume de la Lucky John câteva woblere care deja au prins pe piață, diferite forme, diferite adâncimi, inclusiv Ogle Dog, iarăși niște woblerașe mici pentru clan de la Goldie. O noutate iarăși pe piață este acest Winner de 2 cm, Hunter de 2 cm de la Kenart, care n-a mai existat până acum și l-am adus acum în premieră la această manifestare. Mai departe am adus iarăși aceste lingurițe. Da, eu le așteptam de foarte mult timp.
care se folosesc la pescuitul păstrăvâi. Exact, în campionatul național. Adus, la indicația unui prieten al nostru. Așa. Și văd că au prins foarte bine pe piață. Acesta de la EOS, cât și IMA, care sunt asemănătoare. Bun, și acum intrăm pe un tărâm foarte vast și anume de aici până în Zare avem relax. Acum presupun că deja vorbim de relax clasic, dar există și aici niște noutăți. Există, cam care asta ar fi asta? Da, există și aici niște noutăți. Cele de 6 inci au mai fost pe piață, cele de 5 și de 4 de asemenea. Este vorba de King Shad aici, este vorba de Yankees, mai departe iarăși mult King Shad, Ohio de 10 cm de 4 inci. Aici deja începem să scădem dimensiunea, trecem la Super Benjo, lamina de 7,5 cm, Diamondul de 3 cm, iarăși vestitele flotante de la Relax, este vorba despre copito de 3 inci, plutitoare. Am înțeles. Da, se folosesc foarte bine datorită faptului că avantajul este că datorită faptului că sunt flotante, în momentul în care cad pe substrat, stau drepte în cap, așa ca o lumânare, imitând un pește care se hrănește. Practic e un timp foarte mare șalăului să ataci. Exact. Din nou, deci aici am ajuns. Văd niște produse noi, Superfish. Da, Superfish de 4 inci, care este absolut nou pe piață, dar abia a fost scos acum. Sub el vedeți iarăși copito, tradiționalul copito de 7,5 cm, în varianta head, multe culori, în varianta laminată și variantele standard. Mai departe, am adus în premieră gruburile de 6 inci și premiera absolută este acest King Shad de 7,5 cm care a fost scos anul ăsta de către Relax. Da, arată foarte bine. Deci până acum pe piață exista dimensiunea doar de 10 cm, de 4 inci, iată că acum a venit cerut și ceva mai mic. De 7,55, acoperind o plajă de părții de spinning mai largă, să zic așa. Bun. De asemenea, trecem la cea mai uzită tănălucă de la Relax, copito de 6,2 cm, 2,55. O tănălucă clasică deja pe care toată lumea toată are cel puțin 20 de culori. Cred că nu există pescar și 1000 de produse care să nu aibă în trus așa ceva. Aici am reușit să aducem doar o mică parte din toată gama de culori pe care am adus-o. Sunt foarte multe noutăți. N-am reușit să le aducem pe toate pentru că ar fi trebuit așa să ocupăm undeva încă un spațiu încă o dată mai mare decât este acesta. Mai departe, Ohio, care iarăși a prins foarte bine pe piață în lumea pescuitului, acesta de 7,5 cm, dar iată că cei de la Relax s-au gândit să scoată Ohio și de 5 cm. Aceasta iarăși este o premieră absolută. E o gumă caldă, dacă puneți mâna aici se simte frige. Nu frige, dar e caldă. De asemenea, o gamă variată pentru Viband de Stinger Shad, copito de 1 inci, Clonai de 5 cm și copito de 2 inci de 5 cm. Raci ca întotdeauna în cantități. Raci ca întotdeauna, da, de 1 inci și de 2 inci. Și așa, mai departe, jigurile Fudo. Iarăși, jigurile Fudo, pe care toată lumea le cunoaște. Diferite gramaje, microjig, jig normal, cârligele state, monturi cu bilă, monturi cu football jig. Bun, și ne apropiem de un ne brand. Trecem și un 6x0 pe care până acum nu l-am avut, care este foarte bun, l-a folosit în pescuitul Știucii. Și acum trecem la un brand nou pe care firma noastră îl distribuie pe piața din România. Este vorba de gumele For Predators în cele trei variante de formă pe care le produc. Este Fines Shadow, Slim Shadow și V-Tail-ul. Variante iarăși de culori, tot ce vedeți aici este, din punct de vedere al culorii, este recomandat de către firma noastră, de către noi, de către Relax Spinning, iar producătorul le fabrică în culorile pe care noi le dorim, standarde și laminate.
Sunt numai întrebarea să până sunt, astea sunt, din câte știu eu, sunt produse în România, nu? Da, exact. Deci este o firmă românească care a creat un produce numai pentru și numai pentru noi. Da. Noi suntem distribuitorilor. Am înțeles. Trecem la un brand pe care l-am văzut și mai încolo, dar care, din punctul meu de vedere, are o calitate deosebită și vorbim din nou despre Lucky John. Da, văd că sunt deja... Vorbim despre Mr. Grady, despre Long John, S-Shadow, Mr. Grady în varianta mai mică, Yoga, deja asta, acestea sunt... Sunt clasice și cunoscute, la fel și Valley Hill. Bun, ajungem la fire. Ajungem la fire, mare parte cunoscute, noutății pe fire, ce aducem noi de la Woodstock, sunt aceste două variante pentru pescuitul somnului la 50 și la 80 de litre. De asemenea am adus acest Power Cast care este absolut nou pe piață și de asemenea aici am trecut peste ele, este vorba de un monofilament fabricat de firma Woodstock, calitate deosebită, raport calitate-preț excelent. Între ele avem Power Strike-ul care deja este cunoscut pe piață de pescari și nu mai are rost să-l mai... Și nu pot să nu remarc alte două branduri foarte importante și mă refer la Nugales și la Varivas, care sunt doi coloși în domeniul firelor. Și văd cam toate produsele, să spunem așa, de mare succes, care au avut foarte mare succes în România. Bun, cam astea au fost noutățile de spinning, dar noi suntem dependenți doar de spinning. Exact. Viorel, trebuie să spun că am văzut multe produse, îți mulțumesc că le împărtășești și cu noi și cu și noi vă mulțumim. Nostru și vă dorim succes la acest Și noi vă mulțumim că ne-ați vizitat și apreciem ceea ce faceți pentru spinningul românesc. Mulțumesc încă o dată. Cu cea mai mare plăcere. Succes.